Ribotul din spatele meu este o parte a poveștii de succes a familiei lui Alexandru Vasile, actualmente șef al gărzii de mediu. Acest feribot a fost cumpărat cu $1 milion și operează în prezent curse între România și Bulgaria. Doar că toată încrengătura din spatele acestei afaceri arată cât de protejată a fost firma Coslo Zinca în județul Călăraș de-a lungul timpului. Contracte cu dedicație și poate n-ar fi rău ca și DNA-ul să mai întrebe din când în când despre documentele existente. Unul dintre cele două pe care le operează Coslo Zinca, feribotul de $1 milion, care de fapt este pentru apă stătătoare și nu pentru apă curgătoare, așa cum este fluviul Dunărea. Și nu e periculos? Bănesc că a fost autorizat la momentul respectiv să poată face trecerea și pe Dunăre. În momentul de față se face trecerea RoBG. Dacă ne uităm în dreapta, se făcea trecerea către Ostrov, către România, deci RoRo. Feribotul a fost achiziționat de către Consiliul Județean Călăraș cu $1 milion de la o firmă din Turcia. Contractul prin care a fost dat în folosință firmei pe care a deținut-o noul șef de la Garda de Mediu a fost semnat în 2014. Ulterior, prin mai multe acte adiționale, firma ar fi căutat, acuză autoritățile locale, să evite respectarea unor obligații din contract. Din punctul meu de vedere, este un contract politic. Trecerea RoBG, România-Bulgaria, Călăraș-Silistra, a devenit trecere România-România de pe malul brațului românesc pe Ostrov, județul Constanța. Potrivit administratorului public al orașului Călăraș, firma avea obligația să facă anual dovada că are 40 de angajați și că a făcut investiții de cel puțin 200.000 de euro. Niciuna dintre aceste obligații nu ar fi putut fi dovedită, acuză el. Mai mult decât atât, pentru a evita plata redevențelor, firma ar fi invocat o clauză de forță majoră, fără avizele Comitetului Județean pentru Situații de Urgență. Firma, controlată în continuare, potrivit presei, de familia primarului din Jegălia, s-ar ocupa și cu exploatări forestiere. Oamenii spun că majoritatea contractelor din județ sunt atribuite în continuare acestei companii. Ultimul dintre ele este cel cu RomSilva pentru defrișările în zona în care se va amenaja viitorul port turistic din Călăraș. Afacerile cu lemn și transportul naval au adus familiei Vasile venituri la care mulți locuitori din Jegălia nici măcar nu îndrăznesc să viseze. Drept dovada averii stă impunătoarea vila a primarului Aurel Vasile, tatăl noului șef al gărzii de mediu. Nici averea fiului nu este mai prejos. Potrivit ultimei declarații de avere, el deține 4 terenuri în comunele Jegălia și Unirea din Călăraș, toate cumpărate după anul 2017. Mai are o casă de peste 1000 de metri pătrați și 2 apartamente, dintre care unul în Năvodari, dar și acțiuni la o companie de exploatare lemnoasă. Primarul Vasile își apără fiul și spune că a reușit singur, chiar dacă i-a pus la dispoziție atât compania plină de contracte cu statul, cât și numele cu greutate în județ. A fost o continuitate că el a lucrat. El a lucrat efectiv, eu îl trimiteam cu de mic să încarce la lemne. De mic a fost în pădure și din cauza asta a început să iubească. Nu o să găsiți la el o amendă, nu o să găsiți un lucru rău, nu o să găsiți, n-a venit nimeni să spună, domnule, e prost sau fură. Eu am făcut politică în această comună numai având proiecte. Atât. V-a ajutat politica să vă sporiți averea? Nu. Politica, vă dau cuvântul meu de onoare, eu am pierdut pentru faptul că am venit primar. În interviul acordat pentru Realitatea Plus, primarul Aurel Vasile a negat faptul că ar fi avut vreo influență în numirea fiului său. Cât despre afacerile cu RomSilva și cu feribotul, susține că au fost respectate toate prevederile legale. Edilul spune că numărul de angajați a fost respectat și că investițiile pe care Consiliul Județean nu le-ar putea aproba în acte au fost făcute. Noul șef al gărzii de mediu este apărat totodată de viceprimarul din sat și de învățătoarea lui. Nu trebuie să-l urmeze pe taică-su. Mari politicieni dinainte nu aveau copii toți politicieni. E tânăr și vrea să lupte pentru curățenie, să vă curețe Bucureștiul ăla. Faptul că a tăiat copaci, s-a făcut o exploatare forestieră, s-a plătit la ocoli o activitate economică care nu are legătură cu, sau nu neapărat este ilicită sau ilegală. Dacă nu era fiul domnului primar din Jegălia, da, și era un tânăr oarecare, mai ajunge astăzi șef la Garda de Mediu? La Garda de Mediu mai sunt și alți, un ajung sau doi. Nu cunosc. Probabil dacă nu era el, era altcineva. Nu e care poți înființa pentru el sau cu dedicație. Alex Vasile are însă și mulți contestatari. Dacă a tăiat toate șoselele, toate ledele cu șoselele, a distrus tot. Deci nu credeți că vă va rezolva problema? În niciun caz.
Dar am înțeles că a tăiat tot ce a fost lemn pe șosele, pe netrei, tot. Alex Vasile a fost numit în fruntea gărzii de mediu de premierul Florin Câțu după revocarea lui Octavian Berceanu, susținut de USR+.